În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ce este adevărul? Iubiți credincioși, în fața Sfintei Cruci m-am aflat de multe ori, nu numai în joia patimilor, ci ori de câte ori am slujit în Sfântul Altar. Dar acum Sfânta Cruce s-a deplasat din altar către noi și pentru că ați citit poate că de multe ori ceea ce s-a întrebat sau a exclamat Pilat, v-ați întrebat oare cum s-a auzit ceea ce citim noi? O fi spus întrebând ce este adevărul? Sau o fi exclamat ce e și adevărul? Niciodată nu o să știm, dar o să simțim întotdeauna. Cred că este foarte important pentru ceea ce a spus Pilat, cum se desface acest dialog și această zicere în sufletul nostru. V-am mai spus că o carte nu este importantă prin mesajul pe care îl aduce, cât este importantă prin ceea ce scoate din noi. O operă de artă n-ar avea nicio valoare dacă nu ar provoca în noi artă. Un dialog cu cineva nu ar aduce nimic nou și nimic vrednic de a fi ținut minte dacă nu ar scoate într-un fel sau într-altul măcar o parte de adevăr. Pentru că ne aflăm acum în perioada aceasta a încercării să îl înțelegem pe Dumnezeu, omul. Am să vă spun câteva lucruri despre această relativitate a adevărului. Și în urechile mele vă spun, sună cam așa, ce este adevărul? Este între întrebare și exclamație, între un verdict și o cerere de a se lămuri. Ce este adevărul, de fapt, este o introducere în adevăr, și anume, întrebarea nu se pune așa sau exclamarea nu este adevărată. Și anume, cine este adevărul contează foarte mult. Și am să spun de unde mi-a venit mie aceasta. Tot se vorbește despre foarte multă vreme, despre un subiect foarte delicat pe care cred că vă este foarte greu să îl deschideți, dar eu îl deschid pentru că sunt în fața Sfintei Cruci, adică am crucea în spate. Am fost, cred că acum, 20 de ani. Să țin o lecție la penitenciar. Și acolo, o foarte neinspirată întrebare pe care am adresat-o era să mă închidă să nu mai ies de acolo. Putea să se blocheze încuietoarea, putea să se întâmple multe lucruri, pentru că într-o încăpere de 6 pe 5 erau 42 de persoane. Și m-am ocupat eu să întreb, cine se consideră nevinovat? Credeți că era vreun vinovat acolo? Și atunci, după atâta amar de timp, vă dau eu întrebarea adevărată. Cine este adevărul? Pentru bieții oameni de acolo, cu siguranță că adevărul era persoana lor. Ei nu erau vinovați. Toți ceilalți din jurul lor erau vinovați. Dar fiecare în parte nu era vinovat. Acesta este adevărul. Adevărul este o persoană. Nu este o zicere, nu este o întrebare, nu este o exclamație. M-a întrebat cineva, cred că acum vreo 3-4 ani, când se mișcau foarte mult niște întrebări vis-a-vis de justiție, cam ce părere am eu.
Și am spus, cunosc atâtea cazuri de oameni nevinovați, hăituiți, încât nu știu dacă sunt persoana care pot să răspund la acest gen de întrebare. Pe de altă parte însă, știu și oameni care ar merita anumite pedepse. Dar cine este adevărul? Și atunci trebuie să ne raportăm la Hristos. Hristos este adevărul pentru că stă într-o parte. Acolo de unde ne putem raporta și noi că suntem mai aproape sau mai departe. Gândiți-vă până oară, noi care considerăm întotdeauna că deținem adevărul, că întotdeauna așa suntem. Dacă suntem, de exemplu, profesori, considerăm că elevul care a luat notă mică n-a învățat suficient. Nu s-a pregătit suficient sau n-a fost serios sau a fost luat prin surprindere, că mai sunt diverse situații. Dacă suntem părinte, cu siguranță că atunci când constatăm despre copilul nostru că n-a făcut lucrul într-un anumit fel și noi zicem că nu e bine, adevărul e la noi. Copilul nu a fost atent. Copilul nu și-a însușit toate criticile. Copilul nu a fost atent la ceea ce l-am învățat să facă. Poate să zic că adevărul întotdeauna e la noi. Și atunci, nu cumva trebuie să raportăm acest adevăr la cineva exterior nouă, ca să nu mai greșim și să tragem așa sistemul de referință numai către noi. Eu la matematică, prin clasa 8, dacă așa se învăța atunci, prin clasa 8, acum cred că se face la grădiniță, la grupa mică, despre sisteme de referință X, Y. Am învățat că un sistem de referință trebuie să dea într-un grafic, pe aceeași limbă, toate legendele. Și anume, dacă te referi la un anumit lucru care se întâmplă într-un anumit an, trebuie să afli punctul, anul și momentul de referință. Și îți dă acolo un grafic și graficul face și trece. Ei, asta înseamnă sistem de referință. Dar dacă noi avem sistemul de referință în noi, vă imaginați că este ca și când am plecat cu autobuzul, și am avea cu noi o geantă și am întrebat pe cineva unde e geanta mea de acasă. Păi e la matale. Și unde e? Păi e în autobuz. Știu unde e autobuzul. Asta înseamnă sistemul de referință. Să știți că geanta de care v-am spus este adevărul pe care noi considerăm că îl avem cu noi tot timpul. Probabil că de asta ziceau latinii omnea mea mecum porto. Adică tot ceea ce este al meu port cu mine tot timpul. Nu e chiar așa, fraților. Se uită Hristos la noi acum și ne spune cine este adevărul. Numai că noi nu putem să înțelegem. 1. În mormânt cu trupul. 2. În iad cu sufletul. 3. În rai cu tâlharul. 4. Și pe scaun cu Tatăl și cu Duhul ești Hristoase Dumnezeule, pe toate umplându-le cel ce ești necuprins. Atunci, cine este adevărul? Hristos este adevărul. Este calea, adevărul și viața. Restul confundăm dreptatea cu adevărul, părerea noastră personală cu adevărul și până la urmă, când ajungem acolo unde am ajuns eu să predau o lecție, aflăm că toată viața noastră am confundat dreptatea cu justiția și avem pretenții ca noi, dacă avem dreptate, și justiția să ne dea dreptate și nu-i așa. Atunci haideți să învățăm măcar în seara asta ceva. Măcar în drum spre casă să ne facem ordine și să ne întrebăm despre ultimul dialog pe care l-am avut cu cineva în contradictorii. Și atunci să ne aducem aminte de unde s-a pornit. Cu siguranță că atunci când am aflat o altă părere față de ceea ce știam noi, s-am învățat noi la școală, imediat ne-am așezat sistemul de referință pe ceea ce știm noi sau pe ceea ce simțim noi. Și atunci, din capul locului, am greșit. De ce? Pentru că n-am pus accentul cum trebuie. Întrebând ce este adevărul, am greșit pentru că nu am
întreba cine este adevărul. Și ca să pot să închei frumos, cred că acesta este răspunsul. Întotdeauna, dacă vrem să trăim frumos, adevărul este cel de lângă noi, adică persoana de lângă noi. Cel cu care, în momentul în care îl mandatăm cu această putere a adevărului, nu mai avem cum să ne certăm cu el, nu mai avem cum să-l contrazicem și nu mai avem cum să spunem că noi avem dreptate, de vreme ce știm că el este adevărul. Adevărul este întotdeauna în fața noastră. Dar să ne aducem aminte și de creștinii de dinainte de creștinism, cum îi numește biserica de început, de filozofii greci care spuneau că odată adevărul și minciuna s-au întâlnit să facă baie într-un râu. Acum nu știu apoi a fost ideea. Numai că adevărul era așa de frumos dezbrăcat și minciuna atât de urât arăta îmbrăcată, încât după ce au ieșit din apă, minciuna i-a furat hainele adevărului și a ieșit pe stradă înaintea adevărului. Și se spune că de atunci toată lumea crede că minciuna este adevărul și invers. Iubiți credincioși, ce este adevărul? Ce nu e minciună? Și atunci ce nu e minciună? Dacă ne raportăm invers și spunem că minciunea e la noi și adevărul este în partea cealaltă, cu siguranță că Hristos ne va da putere să discernem și să așezăm lucrurile. Se spune că un om înțelept este acela care este conștient că tot ceea ce află și în tot ceea ce se află, se află 10% adevăr și 90% minciună. Dar un om și mai înțelept este acela care nu crede nici în cele 10%, nici în cele 90%. Dar un om adevărat este acela care poate să distingă unde este adevărul. Și dacă poate să așeze adevărul în cel de lângă el, în persoana de lângă el, cu siguranță că va avea o viață liniștită. Dacă noi acum am ieșit pe stradă și ne-am certat pentru un anumit subiect, n-am face altceva decât ne-am spune propriile păreri și am greșit, pentru că adevărul este aici. Adevărul este celălalt. Vă mai aduceți aminte de cei doi care au stat în aceeași chilie 70 de ani? Nu s-au certat niciodată. Și la un moment dat unul vine cu o idee, zice, măi, nu se poate. Uite, ne ducem la Domnul mâine, poi mine. Noi nu ne-am certat niciodată în 70 de ani de împreună viețuire în chilie asta. Ce ne facem? Uite ce ne facem. Mâine eu vin cu o cărămidă de aici pe care o avem la ușă și lăsăm ușa noaptea când este prea frig și o așez aici pe masă și o să spun, asta este cărămida mea. Și tu o să-mi spui, Baru, ia mea. Și de aici sigur începe ceapa. Zi și făcut, a doua zi, s-a dus cel care a inițiat acest program. Și-a luat cărămida de la ușă și-a pus-o în mijlocul camerei, chiliei, pe măsuță. Și a spus, asta este cărămida mea. Și celălalt a zis, bine, păstrează. Dacă nu înțelegem că adevărul este în celălalt, începem să spunem, da, știi că de fapt eu am așezat-o acum 65 de ani când am venit. Tu nu m-ai instruit-o? Nu, frate. Dacă ești convins că adevărul este cineva și că acel cineva în niciun caz nu ești tu, știi că este cel de lângă tine, cu siguranță că atunci Hristos ne va arăta cine este adevărul. Pentru că atât să învățăm din toate cele 12 evanghelii din seara aceasta. Că de fapt, adevărul, dacă recunoaștem că este
la celălalt și chiar celălalt în persoană, vom avea o viață liniștită. Chiar frumos că ia cineva că dacă nu vom amesteca gândurile noastre cu ce auzim și nu ne vom amesteca în discuțiile altora, vom avea atâta timp și pentru noi și vom fi liniștiți. Și cred că așa este. Aș vrea ca în seara aceasta, lângă crucea Mântuitorului, să ne facem o propunere. Aceea, ca ori de câte ori, ne gândim la adevăr, la mod de viață, la cei de lângă noi, să considerăm că cel de lângă noi are dreptate, că cel de lângă noi deține adevărul și cu siguranță că vom fi fericiți. Așa să ne ajute bun. Să rămână la părinte, să fie sănătoși.